Bine v-am regăsit, stimați respectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă spune Liviu Dumitrașu. Invitatul meu din această emisiune este domnul profesor universitar, doctor inginer, Dan Paul Ștefănescu, director, Divizia Explorare, Producție a companiei RomGaz. Domnule director, domnule profesor, rămânem pe domnule director? Domnule director, bine ați venit în studioul nostru. Tocmai de la Mediaș, la Ploiești, este prima emisiune pe care aș vrea să o dedicăm celor care au fost rectorii IPG, IPGG, UPG, actual. Sigur, mă refer la cei pe care i-ați cunoscut, dar și unui prorector care a fost conducător de doctorat, un mare profesor, este vorba de Ion Crețu. Cu ce să începem? Cum ați ajuns la Ploiești? E prima zi de iarnă? Vă referiți la... La drum. La drum. Pentru că ați venit din ideea pe care l-ați făcut până aici. Că ați făcut un efort deosebit și mă bucur că ați acceptat să veniți în emisiunea noastră. Dați-mi voie să salut și eu telespectatorii noștri. Vă mulțumesc. Sunt onorat că sunt astăzi aici cu dumneavoastră. Că despre drum nu am ce să spun. Este o rutină care nu mai îmi creează niciun fel de probleme. Ați ajuns dumneavoastră la Capul Nord, dar la Ploiești. Da, o să vorbim probabil și despre această chestiune foarte interesantă. Așa că, cum spuneam acum câteva secunde, mi-a făcut mare plăcere ca să dau curs invitației dumneavoastră și mai ales m-a incitat la modul constructiv, ca să spun, desfășurătorul tematica pe care mi-ați propus-o. Ca atare sunt încă o dată onorat că pot să analizez, să vă prezint câteva aspecte din ceea ce dumneavoastră v-ați propus ca să analizăm astăzi. Am remarcat la dumneavoastră emoția care era vizibilă la intrarea în universitate. L-ați salutat pe domnul rector, ați mai dat câteva telefoane, ba chiar l-ați recunoscut pe colegul meu cu care eu realizez slide-urile. A fost destul de emoționant. Așa este cu actualul rector, cu Mihai Coloja. Poate vorbim ceva și despre... Poate vorbim, față de care am o stimă deosebită, ne cunoaștem de pe vremea studenției. Da. Iar pentru că veni vorba de simpaticul nostru coleg, Bebe, domnul Bebe, da, mi-a făcut o deosebită plăcere să mi-l reamintesc de ceea ce ne oferea pe vremea când eram student, acele minunate posibilități de a accesa aparatura din laboratorul fonetic de pe vremuri. Era vorba de Tesla, era de aparatură de ultimă generație atunci, aparatură Tesla. Era vorba de o instruire pentru limba engleză, pentru limba, nu? Engleză, da, făceam pe vremea aceea cursul de limba engleză, se întâmpla în anii, până în anii 80. Era un laborator deosebit, totuși. De ultimă generație, da? Și ceea ce era frumos, pe lângă cursurile de engleză, bineînțeles, în pauză ascultam muzică de foarte bună calitate, muzică stereofonică. Deci nu învățați engleza cântând, totuși, da? Ei, nici chiar așa. E vorba de un nume aici, doamna Marinescu, da? Doamna Marinescu, da. De o doamnă elegantă, o doamnă... Exact, de care mi-am cântat cu mare, mare drag de prestația domniei sale și de tot ceea ce ne-a învățat doamna Marinescu. Apropo de limba engleză, am văzut în CV-ul dumneavoastră, foarte condensat, o să încerc să-l descifrăm împreună. Cunoașteți limba engleză, limba germană și limba maghiară. Da, limba maghiară o cunosc. Scris, vorbit? Nu mai vorbit, pentru că Târgu Mureșan fiind, vă dați seama că și copil fiind, eram minoritar la vremea copilăriei mele și categoric am învățat cu ușurință limba maghiară. Apoi, mutându-mă la Sibiu, luând contact cu etnicii germani, am învățat și ceva de limba germană, iar cu limba engleză e limba pe care o folosim în viața noastră este de zi cu zi mai nouă. Iar dumneavoastră, nu numai ca director, ca manager, da, o folosiți, am înțeles, și în cursurile ca vizitant profesor din Polonia, da? Da, sunt de vreo câțiva ani, de vreo 4-5 ani, predați în engleză două cursuri. Două cursuri la 60 de ore sau nu știu care este durata. 60 de ore, da. Sunt cursuri de specialitate, evident, le țin în limba engleză, la școala doctorală de la Academia Tehnică din Cracovia, faimoasa AGH, Cracov, cum spun polonezii. Frumos la Cracovia. Da, într-adevăr. Și vă întoarceți în fiecare an cu plăcere, nu? De două ori pe an. De două ori pe an, mă duc și țin aceste lecții, aceste cursuri. Să arătăm telespectatorilor, pentru că văd că aveți două casete deja, să rog regia.
Ce avem noi aici, domnule profesor? Sunt cele două DVD-uri aferente celor două cursuri de specialitate pe care le țin la școala doctorală de la Cracovia. Ele se distribuie tuturor sau numai doctoranzilor? Numai doctoranzilor. Numai doctoranzilor, da? Bine, ele se găsesc și la biblioteca facultății, Am categoric. înțeles, se Sigur pot că sunt consulta. accesibili. Sigur, dar se pot consulta, sunt accesibile. Asta este foarte frumos. Am vrut să prezint telespectatorilor cât mai multe valențe ale dumneavoastră. Aș vrea să rămânem totuși la o dată importantă. Știți care este cea mai importantă? Sunt două zile importante în viața unui om. Prima, ziua în care te-ai născut, și a doua ziua în care ți-ai dat seama de ce te-ai născut. Prima zi este foarte importantă, E cu mult târziu ceea ce a cu spus, mult, într-adevăr. 21 aprilie, nu spun anul, 21 Dar chiar vă rog aprilie să spuneți. 1954, 54. Târgu Mureș. Târgu Mureș, da. 21 aprilie este o dată care ne amintește de regina Angliei. Așa E este. adevărat, da? Este adevărat, da. Sunteți onorat. Sigur că dânsa nu știe că v-ați născut, dar Am dumneavoastră... avut o tentativă, dar din Vă rog. păcate a fost nereușită. Ați o felicitați, probabil, Da, da? s-o felicit, da. Dar este timp oricând, să zic, Sigur nu? că da, sigur Este că da. tot timp oricând. Târgu Mureș. Târgu Mureș, am înțeles că v-ați născut, Așa este. da? Și ați revenit în Târgu Mureș. Unde Da. ați plecat? Povestea este destul de interesantă. Vă rog. În 1968-69, când s-a făcut o reorganizare administrativă a țării noastre, reorganizare care de fapt avem și astăzi, din regiuni în județe, Da. tatăl meu a fost mutat cu serviciul Avem o la. imagine Da. cu tatăl dumneavoastră, Da. să spunem telespectatorilor că proveniți dintr-o familie de intelectuali. Este Mama, adevărat. nu avem acum o imagine, poate într-o altă Nicio problemă. emisiune, Sigur că economistă, da? mama este Și economistă. tatăl dumneavoastră. Un talentat, zic eu, inginer silvic, din păcate plecat mult prea devreme de dintre noi. Dar un luptător, am înțeles. Da. Abia am prins 51 de ani și am fost răpus de un cancer rebel de pancreas și Știți că fiecare purtăm în noi câte un cancer? Dar nu ne dăm sunt seama. convins că da. Dar nu ne dăm seama. Tatăl dumneavoastră, ce moștenire v-au lăsat părinții, mama și tatăl? Cred că moștenirea de la tatăl meu cea mai de preț și pe care mă voi strădui să o las și eu urmașilor. De fapt, Să spunem că aveți o o fică, fică da? la urmașii Da, o noștri. să o și arătăm. Da, pe Iulia. Da, care este un medic, am înțeles, Talentat. stomatizomatolog talentat, Medic da? stomatolog talentat. Da, Deci, spuneați dumneavoastră. da. Nu spun numai eu. Eu am Nu fost îmi destul. spuneați mie, Vă da? spuneam Din, dumneavoastră. apropo de aprecieri, da? Eu am fost chiar destul de sever cu fica mea până la o anumită vârstă, dar lucrările pe care le realizează ea, pacienții, clienții, ei spun că într-adevăr este, și asta mă bucură foarte mult, este un Foarte stomatolog frumos, de este un talent. lucru. Este un lucru deosebit. Eu căutam aici, iată că am Da, reușit, am găsit în locul. ordinea mea pe care ați apreciat-o, Da, un fost iată-o recu. pe, pe Iulia, Da, sigur va vedea Iuli, emisiunea, da, este la Târgu Mureș, da? da, este la Târgu Târgu Mureș Mureș, și a lucrat. cabinet... Da, lucrează și în sistemul de urgență, creat de către doctorul Arafat, de pe partea de stomatologie de urgență. Foarte Ea a interesant, da? făcut vreo 4 ani de zile de voluntariat cât era studentă, când Arafat era la Târgu Mureș, Știu că acolo a fost acolo a originea. Mie îmi inițiat. place foarte mult. Da, dar era un voluntariat, cum să spun, obligatoriu, nu era un voluntariat în sensul că De nevoie. azi vin în grafic, mâine nu vin, deci a învățat mult acolo. Deci lucrează în continuare în sistemul acesta medical, de stat, de urgență și în paralel, sigur că da, lucrează și la cabinetul ei stomatologic. Revin la tatăl meu, deci Haideți să moștenirea. revenim la tatăl și apoi să revenim și la familie, Și la pentru că familie, s-ar supăra categoric. doamna, vă dați seama, da? Da, Doamna care sigur. este... Păi da, haideți Nu, haideți haide totuși, da, să dacă e. comitem. Doamna care înțeleg Da. că ați cunoscut-o, ați cucerit-o la Ploiești, la universitate. Sigur că da, Da? eram Este studenți. inginer chimist, da? Este inginer chimist, eram studenți amândoi, ne-am cunoscut aici. Iată, avem o imagine Da, și cu soția cu dumneavoastră, Sandra Ștefănescu. da? O salutăm de aici. Sigur că Îi da, salutăm vă mâna. salutăm. Știe că sunteți Da, știe în că studio, da? sunt în studio, știe că sunt aici. Deci ne-am cunoscut la Ploiești, ne-am căsătorit la Ploiești. În anul? Ați uitat. E, n-am uitat, sunt 78, n-am uitat. Am înțeles, da? Așa. La un an după căsătoria noastră s-a născut Iulia, deci când eram încă studenți. Foarte frumos, da? Și până ne-am
așezat noi la casa noastră câțiva ani de zile copilul nostru. Iulia a fost crescută de către bunicii ei, respectiv de socrii mei, băi mareni. Da? Da. Iată, avem aici o poză aproape completă de familie, da? A, da, mama, da, da, cu fica Iulia și mai apare... Și nelipsitul cățeluș, da. Unul dintre cățelușii care... Iubitor de animale, domnule director? Eu, da, eu sunt, mai ales nevastă mea și fiica mea, da. Da, și eu sunt iubitor de animale, fără doar. Foarte frumos. Da. Mai văd, dacă tot ne-ați primit în casă, dacă tot ne-ați deschis ușa, iată aici un birou de lucru, mi-a spus dumneavoastră, da? A, da, e o poză unde... Aveți timp să și lucrați, domnule director? Păi probabil că mai trebuie să mai și scriu, să mai am și public. Am văzut că scrieți, o să prezentăm cu cățelul. Am o cameră intimă la parter, în casa în care locuim, unde acolo, într-adevăr, am liniștea mea cu birou, cărțile mele, aparatura muzicală de calitate pe care o accesez cu mare plăcere și mă simt într-adevăr în liniște acolo și în siguranță când... Nu vă deranjează nimeni, da? Nu. Dacă cineva vrea să vină la dumneavoastră, face anticamera acasă, în birou? Asta e culmea, nici într-un caz. Nu? Nu, nu se pune problemă. Deci puteți fi deranjat. De fapt, și la mine, la societate, la compania Romgaz, ușa mea este deschisă în permanență. Deci, aveți ușă sau draperie, domnule director? E o idee bună, mă trebuie să spună. Nu avem ușă, secretariat, dar este în permanență deschisă ușa. Cât la sută din problemele noastre rezolvă secretara? Păi... Din problemele dumneavoastră, bănuiesc că aveți o secretară pe care dumneavoastră ați ales-o, da? Păi nu este secretara numai la mine, la divizie. Ea deservește... Deci să spunem că sunteți director divizie explorare producție din 2012, da, deci, acum. Da, da. Este da, cea mai... în cea mai curată caschetă, totuși, da? Da, așa este. Deci rezolvă problemele, cel puțin ale mele, în proporție de între, hai să zic, 10 și 12-13% vis-a-vis de organizarea agendei, întâlnirilor, corespondenței, în sfârșit tot ce trebuie să facă o asemenea persoană specializată într-o asemenea post. Deci este ceva mai mult decât secretarea aceea clasică care, știu eu, făcea ceaiul, cafeaua, deci e altceva acum. Domnule director, la noi la Ploiești se spune că atunci când nu mai ești element de decizie, primii care te trădează sunt secretarea și șoferul. V-ați gândit vreodată? Aveți și dușmani, domnule director? Cum să vă spun, dacă ar fi să fie cu spunea să chiar să mă trădeze șoferul care... Nu, așa colaborez se spune de vreo 14-15 ani. Eu l-am văzut. Pe tată, de fapt, l-am cunoscut. Eu fiind șantierist vechi, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Nu, dar nu văd din ce punct de vedere. Să vedeți, pentru că viața e grea, dar mare noroc că este scurtă, totuși, da? Da, e adevărat, e adevărat. Bun, n-a fost o intervenție răutăcioasă? Nu, așa este. A fost o constatare. Așa este. Acum, cum să spun, sunt anumite persoane cu care conlucrez, ce puțin în compania noastră, de ani și ani de zile. Păi să spunem că a terminat facultatea. Exact, și de azi că ne cunoaștem. Forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor petrol și gaze, promoția 1981 din UPG, da? Da, da? Și din 81 până fost acum... Fost un institut de petrol și gaze. Fost. Există o istorie aici, da, pe care noi am explicat-o. O cunosc, da. Fost institutul de petrol gaze, așa, da? Da. Și ați avut repartiție... Am avut o repartiție în cadrul centralei gazului metan. Central, acum așa a fost era pe înainte, vreme, în 81, gazului, da? În 81, la întreprinderea de extracție. Care din era, Mediaș, nu? Care avea sediul Mediaș și avea o rază de activitate atât de mare cam cât este rază de activitate actualei companii Romgaz. Deci, practic, toată țara unde existau zăcăminte de gaze naturale erau ale companiei, sunt ale companiei Romgaz, respectiv a fost o întreprindere de extracție gaz metan. Ați fost inginer stagiar câți ani? Puțin timp, un an și jumătate. Și apoi ați devenit șef? Până în 83, când s-a făcut o reorganizare... De sus. Da, de sus și... Foarte de sus. Foarte de sus și, cum să vă spun, fără menajamente. Da. Industrie de petrol și gaze la acea vreme, în 83. Cam dură, da? Pentru unii foarte dură, pentru noi nu. Dar pentru unii a fost foarte dură, în sensul că tinerii ingineri care au probat ceva calități, au fost numiți în funcție de șef de secție, șef de brigadă, în foraj, în extracție. Și dumneavoastră? Da, și am avut și eu această ocazie să fiu numit șeful unei brigăzi aferente unui zăcământ mare de gaze din bazinul Transilvaniei, în apropiere de Târgu Mureș. Deci,
ocazie cu care m-am reîntors la Târgu Mureș, eu fiind până atunci sibian. Deci, după ce tatăl meu a fost, că aici am rămas, vă a rog, fost militat cu serviciul în 1968-69, când s-au făcut județele, a fost militat cu serviciul la Sibiu, fiind numit directorul Inspectoratului Civic Sibiu, familia, eu, sora, mama și tatăl ne-am mutat la Sibiu. Acolo am petrecut anii de liceu, la liceul Octavian Goga, un faimos liceu, de altfel. Celebru. Celebru, Octavian, actual Colegiu Național. Da. Am petrecut, apoi am plecat în un scurt stagiu militar, așa erau regulile pe la Ploiești. Aceea, la Ploiești, înaintea facultății. Am făcut facultatea, am primit repartiția, cum v-am spus, în Transilvania, cu acea reorganizare care s-a făcut. M-am reîntors în 83 în Târgu Mureș. Dar ați dorit să reveniți? Da, eu am dorit. Am dorit să mă reîntorc în Târgu Mureș. Și doamna? Doamna de unde este? Cu nevastă mea este o chestiune, acum într-adevăr, ușor hazlie, atunci era puțin mai delicată. Nevastă mea este băimăreancă, din Baia Mare. Terminase facultatea de tehnologie, cum v-am spus, într-o poziție bună. Și putea să ia conform notelor pe care le avea atunci în Sanda, repartiții interesante, de exemplu, Peco, Satu Mare, Brașov, Cluj, deci orașe. Cu ajutorul unui director de pe atunci s-a scos un post la secția unde eram eu, secția de gaze naturale, unde eram eu inginer stagiar. Undeva prin mijlocul Transilvaniei, la țară, cum s-ar zice. Așa. S-a acceptat? Păi a acceptat, a venit la aceeași întreprindere la care lucram eu. Dar atunci mi-am spus că voi face în așa fel încât să mă reîntorc în Târgu Mureș și lucru care s-a întâmplat de altfel. Am avut și noroc în acest sens. Și ne-am întors la Târgu Mureș, ea a lucrat la o sucursală de extracție de la Târgu Mureș, și m-a intrat în învățământ și până s-a reîntors tot în sectorul gazelor naturale, dar la distribuție, de unde finalmente s-a pensionat. Foarte bine. Deci așa m-am reîntors la Târgu Mureș. Frumoasă istoria și vă mulțumesc frumos că ați venit cu date suplimentare. Am aici o imagine, dacă aș vrea să o priviți. Trecem la altă etapă a vieții dumneavoastră. Aici erați doctorand. Da, eram doctorand. Și iată, și pe conducătorul de care vom vorbi, aveți ocazie să vă desfășurați. Da. În timp ce dumneavoastră vă priviți poza, eu aș vrea să spun de spectator că la 40 de ani ați obținut diploma de doctor în științe tehnice, domeniul ingineria zăcămintelor de hidrocarburi, conducător științific, profesor doctor Ion Crețu, Dumnezeu să-l odihnească. Titlul tezei mi s-a părut interesant, contribuții, cam toate tezele începeau, contribuții. La studiul exploatării zăcămintelor de gaze naturale în regim depletiv. Depletiv este un cuvânt cheie, ați vrea să-l explicați? E un cuvânt pe care noi, cei care operăm cu terminologia de specialitate din domeniul ingineriei de zăcământ, îl folosim. Deci sunt zăcăminte pentru care energia de zăcământ nu mai este cea inițială. Este epuizată, nu? Semi-epuizată. Presiunea de zăcământ este scăzută. Deci, de la depleted, depresurizat. Am înțeles. Era un cuvânt interesant pe care am vrut să-l... Iată-l aici pe domnul profesor Crețu. Suntem în faza de doctorat. Câți ani? Cât timp îl știu pe domnul profesor Crețu, care a foarte exigent, ați dedicat doctoratului? 4 ani. 4 ani? Da. Îmi spunea profesorul Crețu că... Pentru că sunt ardelean. Da, sunt ardelean. Da? Sunt român ardelean. Da, foarte sunt frumos, da. Timpul optim, spunea profesorul Crescu, este de 35 ani. Într-adevăr, avea dreptate. Mai devreme de 3 ani. Știți mai bine ca mine că este un fel lucru care nu detaliem acum. Peste 5 ani deja se învechește subiectul, să spun așa. Și într-adevăr, asta este. Timpul optim este de 35 ani. Eu am reușit în 4 ani să susțin teza de doctorat. Bine, cu toate examenele, cu tot ce trebuie. Am înțeles. Aveam și o teză de doctorat, o aveți, dar dumneavoastră nu. M-am uitat la teza de doctorat și am recunoscut, n-am citit eu foarte mult cărțile domnului profesor, stilul domnului profesor de a umbla pe frază, de a corecta, de a face trimiteri. Exact. De câte ori v-a dat teza înapoi, domnul profesor? Era meticulos. Foarte meticulos. Da. Foarte meticulos și țin minte că era teza aproape gata și lucram la concluzii. Și mi-a spus, Dane, la concluzii vreau
să insist asupra unor chestiuni interesante din teza ta și să mă lași puțin timp să le finalizez. Efect este faptul că am avut foarte multe deplasări la Târgu Mureș, la Ploiești, ca doctorant. Asta e partea interesantă a chestiunii. Și când erau concluziile aproape gata și urma să le introduc în teză, zice, nu. Nu lega încă teza. Vreau să revăd concluziile. Bine, nu erau mijloacele astea moderne cu e-mail. Păi zic, domn profesor, ce, Dane, te aștept până la 12. Deci vreau seama astea era pe la 9 seara, la Târgu Mureș. Bine, domn profesor, fac. O noapte albă. Fac și vin, așa. A, nu se discuta cu dânsul. Da, și am plecat de dimineață și, într-adevăr, la ora 11:30 am ajuns la dânsul. Dânsul era prorector atunci. Da. Și am revăzut, a revăzut dânsul și a mai adăugat dumneavoastră sa niște chestiuni legate la concluzie. Teza în sine, cred că a corectat-o, hai să spun, de vreo două ori. E clar. Adică o citeam, o reciteam și avea dreptate, într-adevăr, să nu apară ambiguități, lucruri care pot să nu fie atât de rigoroase. Nu era vorba de o rigoare, sigur? Și v-a trecut prin cap să renunțați? Niciodată. Nu. Și mai ales rigoare era vis-a-vis de rezultatele experimentale și la partea matematică. Ați publicat ceva din teză sau toată teza? Sigur că da. Nu toată teza. Am publicat articole din chiar teză. Chiar împreună, bănuiești, nu? Sigur că da. Chiar împreună cu domnul Crețu. Cred că vreo 13-14 articole am publicat în revista de petrol. Da. Da. Cunosc bine această revistă. Așa să avansăm puțin. Vă rog. Sunt câteva imagini pe care aș vrea să le comentați, vă rog, că ele vorbesc mai mult decât aș vorbi eu. Da, este una dintre... Aveți un cerc de gât, domnule. Da, nu, era... Bine, poți să explic. Ei, glumesc, vă rog, da. Era una dintre foarte multe fotografii de pe vremea când eram șantierist și întâlnesc cu o parte din colegi, pe echipa de sondori cu care făceam o instrumentație la una dintre sondele, pe vremea când eram șef de secție. Iar acel cerc era o tușă de culoare aplicată pe o carcasă a trolului, cred că, dacă mă uim. Așa, da, într-adevăr. Da, un trol. Iată și alte ipostaze, vă rog, aici mult mai elegant. Da, asta este. Eu aici mi-aduce aminte de acea clădire excepțională pe care, dacă cumva n-ați vizitat-o, nu. Vă rog, din tot sufletul, să vă faceți timp să o vizitați. Este un muzeu... M-ați invitat pe post. Dar și pe colegii din regie, pe post, indirect, vă rog, da? Și pe colegii din regie, invitația o fac indirect. Mulțumim pentru invitație. Cu mare da? Plăcere și da? Poate chiar detaliem acest subiect. Este o clădire care depășește un muzeu... Am auzit de acest muzeu. Foarte interesant, al gazelor naturale. Am auzit, da. Am avut onoarea de a fi numit ca șeful echipei, să zic așa, care să finalizeze partea de muzeu, de dotare. Și am conlucrat extraordinar de bine cu doi seniori la propriu și la figurat, foști directori pensionari la ora actuală în compania noastră și aici îl menționez pe directorul Pop Aurel, pe directorul Ioan Munteanu, care au lucrat, numai că n-au dormit în muzeu, care au realizat fluxul firesc de vizitare a muzeului, inclusiv dotarea muzeului cu... Da, vă rog. Cu tot ceea ce este în acest muzeu, de care suntem, de fapt, foarte mândri. Vă rog, insist chiar să-l vizitați cu prima ocazie. Să știți că am să răspund invitației dumneavoastră. Din fosta maternitate a mediașului, care clădirea ajunsese în paragină, s-a... O altă naștere. O altă, exact, asta vreau să spun. O altă naștere. Mai avem câteva imagini pe care v-aș ruga să mă ajutați să le parcurgem până în finalul primei părți. Aici eram la Geneva, reprezentam România la centrul de gaze și la aceste ședințe discutam și se analizau chestiuni foarte interesante care ulterior devin legi în domeniul nostru de activitate. Aici participau aproape toate națiunile lumii interesate în chestiunile... Deci pe dumneavoastră scria... Deci eu nu reprezentam Romga sau Dan Ștefănescu. În fața mea scria România. România. Da, era... Da, da. Am înțeles. Și ce era interesant, că la aceste ședințe... Da? Erai, bine, pentru noi era onoare, dar se făcea turul de sală, erai obligat să spui părerea, da? Era înregistrat și filmat
spre bucuria mea, de fiecare dată eram cu un coleg sau doi, da, ne exprimam punct de vedere, în schimb erau și țări unde nu era... Nu erau participanți și lasă-mă că se focaliza asupra... Da, ceea ce este urât. Era urât. Aici suntem la ISP București, greșesc. Eu recunosc sala, da? Greșesc? Da, da, da. ISP București, unde dumneavoastră... Da, am avut o intervenție, un expozeu, tot din domeniul ăsta de activitate. Reabilitare, explorare, da, da. Aici sunteți, sigur nu sunteți în țară, dar vă văd alături de colegul și prietenul meu, rector, prof. doctorin Vlad Ulma. Da, asta este o întâlnire foarte interesantă. Am avut invitația să particip la o întâlnire a rectorilor diferite universități la Cracovia. Cracovia, unde dumneavoastră... Da, unde... Încă nu aveați job-ul, nu? Nu, atunci nu eram încă vizit din profesor, deși da? Mi se făcuse propunerea am să înțeles, fiu vizit din profesor. Da? Vreo 2 ani de zile am refuzat din motive de timp. Sigur, n-a fost politicos din partea mea. Până la urmă am dat curs invitației. Nu eram încă vizit din profesor. Și nu erați nici prorector. Asta era chestia da? Interesantă. Da? Și când m-am întâlnit acolo cu rectorul Ulmanu, că era da, rector. Da, era rector, da. Mi-a zis foarte așa familiar, colocvial, cum spune domnul Ulmanu. Zice, Dane, tu ce faci la conferința asta aici? Cumva s-au făcut modificări la universitate la voi și eu nu știu. Păi, în zis, organigram. Da, stați că nu mai... Păi, uite ce scrie aici. Dan Paul Ștefănescu, Vice Rector of... Nu știți, eu greșeam. Dar, într-adevăr, profesorul, dacă mai dați o dată imaginea, profesorul Ciemec. Nu, aceasta este imaginea, da? Profesor da? Ciemec, care este lângă mine în, da? În partea stângă a fotografiei. Da? A corectat. A corectat de îndată. A corectat. A văzut, da. Este foarte bine pentru că da. Pot apărea și neplăceri. Da. Aici suntem... Da. Aici suntem, da. Da, sunt cu o delegație din Romgaz, cu colegi de-ai mei, la Congresul Mondial al Petrolului din Doha, în 2013. Deci ați ajuns și în Doha, da? Bun. Da, da. Am ajuns și în Doha. Domnule director, văd o altă am avut, întâlnire. Am avut un stand foarte frumos. Compania noastră, Romgaz, a avut un stand foarte frumos. Apreciat. Foarte apreciat, da. Păcat că n-am adus o fotografie. Dar nu e timpul trecut. Mai revenim. Da, foarte da? Frumos. Avem iarăși o imagine, pentru că este un congres internațional, da, nu? A fost o conferință internațională la Cracovia. Doi dintre profesorii de la... De acolo, o secundă numai imaginea dacă se mai poate vedea. Profesorul de lângă mine, da, de lângă vă mine, profesorul Nagy, a fost cel care mi-a spus și m-a rugat la modul serios să accept și să accept odată să vin să fiu vizit din profesor la ei. Și ați acceptat. Categoric am acceptat. Domnule profesor, domnule director, le încurc și eu, îmi cer scuze. Mă obișnuiesc între timp, suntem la prima emisiune. Ne apropiem de final. Pe nume, nu. Ne apropiem de... Când ne vom cunoaște bine, vom fi bătrâni, vom fi moșnești, dar să lăsăm romanțele pentru altă emisiune, da? Ne apropiem de finalul primei părți. Ce greu trece timpul. Și aș vrea să respirăm puțin. Așa și am să vă rog să prezentați telespectatorilor și câteva din hobby-urile dumneavoastră. Oamenii care n-au hobby sunt periculoși. Așa este. Deci domnul profesor, domnul director Dan Ștefănescu. Da, este o poză care mi-a făcut-o soția mea când eram acum puțin timp, câțiva ani în urmă, într-un concediu în Croația. Da. În Croația. Da. Vă dai și o rachetă de tenis aici, da? Păi da, este hobby-ul meu din tinerețe. De ce nu spuneți? Deci ați jucat, ați făcut sport de performanță, da? Da, și trebuie să-i mulțumesc mamei mele, că mama m-a luat de mână când eram copilandru și m-a dus, se întâmpla prin 60, vă dați seama. Așa dus, e în tenis, exact, domnule pe director. De tenis, da. Domnule director, nu știu dacă pot să dau pe da, post marca motociclete, dar este un BMW, da? Unde sunteți aici, domnule da, director? Asta este o poză care... Îmi trezește tot timpul așa un sentiment foarte interesant. Vă rog. Da, eram la Nord Cap, deci punctul cel mai de nord al Europei. În Norvegia, da? În Norvegia, da. Unde se poate ajunge pe un drum cât de cât practicabil. Deci asfaltat. Asfaltat, da. Asfaltat. Da, 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 ați da. Mai revenit vreodată? Da, mai fost și astă vară. Am fost și astă vară cu un prieten de data asta. Și mai urmează și cu familia și totul este, bănuiesc, dar vă trebuie atașa aici totuși. Nu trebuie atașa, nu știu dacă nevasta mea ar avea răbdare să... Nu. Și e și mai... e greu drumul în tot cazul și nu... Este greu, dar cu mașina este plictisitor. Nu vă întreb pe unde ați ajuns, dar ați ajuns, iată o altă imagine. Aici vă văd... Da, e un fior faimos acesta de pe platou la Nord, ca după o vreme oribilă, deși era vară, era în august, sunt temperaturi care ajung
instant la plus 2-3 grade, după câteva ore ajung la 10 grade. Da. Și o poză mi se pare da, cu faimosul da, glob de la Nordcap. Da. Și o spun cu plăcere de fiecare dată. Vă rog să spuneți cu plăcere. În linie dreaptă, deci de la acest glob pământesc, 2000 de kilometri dacă parcurgi, vorbim deci de mare. 2000, am înțeles, da? Și ajungi la Polul Nord. Deci mai sunt de aici încă 2000 de kilometri. Deci mai aveți 2000 de kilometri. Da. E un obiectiv? 2000, nu vă dați seama, nici într-un caz. Deci nicio călătorie, da? Nu, până acolo nu. Domnule director, vă propun o scurtă pauză și o să navigăm imediat. Suntem în partea a doua a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu, domnul director, domnul profesor universitar, Dan Paul Ștefănescu. Paul de unde, domnul director? Dan, am înțeles, dar Paul? Pe tatăl meu chema Petre. Petre. Și mama mea îi spunea Paul. Și pentru că m-am născut eu, au zis să se continue numele acesta. Și atunci mi-au zis Dan, linioară Paul Ștefănescu. Și cine vă apelează Paul? Colegi de facultate, colegi de servici, colegi de facultate, unii îmi spun Dane, fiica mea și nevastă mi-au spun Dane. Așa, ceilalți îmi spun Paul. Aveți vreo poreclă? Eu cred că am. Dar nu știți. Păi eu probabil ca profesor de așa de zile, fie având una, mai multe. Și nu le știți încă, nu? Păi nu le știu, dar nu cred că m-ar deranja. Am înțeles. Aș sigur vrea să punem punct deocamdată prezentării dumneavoastră. E adevărat, nu atât de vastă, dar acesta este fondul de timp. Adăugând că dumneavoastră sunteți membru fondator, da, redactor șef al Revistei Naționale de Gaze Naturale. Vorbiți-ne un minut despre această revistă, membru fondator. Eu am văzut grafica, am văzut conținutul și colegii de-ai mei au publicat și are o ținută. Da, cu mare plăcere. Văd că aveți o ezitare. Nu, n-am nicio ezitare. Mi-am adus așa aminte, mi-a trecut pe minte un film rapid de felul cum s-a născut această revistă. Era în urmă cu mulți ani de zile. Lucram ca proaspăt intrat, să zic așa, în societatea RomGaz, venind din șantier. De fapt, venirea mea n-a fost una chiar așa de liniștită din șantier la societate, dar asta este altă chestie. Câți ani ați fost șantierist, cum ziceți dumneavoastră? Vreo 18-19 ani. 18-19 da, ani. Da, am fost șantierist. Pe urmă, printr-o împrejurare nefericită, a trebuit să vin la sediul societății. Dar asta este o chestiune care o discutăm probabil în particular. Da, și nu avem nici timp. Că da, probabil vor fi multe detalii. Oricum acea da? Venire mi-a marcat mult felul meu de a fi. Da, dar aveți continuitate totuși. Da, n-am avut, în cariera dumneavoastră. N-am avut variante. Continuitatea, apropo de chestiunea asta, am realizat-o plecând apoi din la sediul acela RomGaz din anii 98-99, un an de zile la București, la noua Autoritate Națională de Reglementare în domeniul gazelor. Deci am plecat pentru că simțeam că în acel mediu, în acea perioadă, nu mai mă puteam ridica. Atunci am plecat la București, am stat un an de zile acolo, a fost un lucru interesant. Ajunsă la incompetență, domnule director. Da, cam așa eram catalogat. Vă dați seama, cu... Așa e viața. Așa e viața, da. Așa e viața. Da. În sfârșit. Și am mâncat la București un an de zile și m-am reîntors apoi pe alte trepte în compania RomGaz. În perioada când am stat atunci la Mediaș, în așa este refacere, am publicat niște articole. Ați publicat și cărți? Văd că le aveți sau după aceea, dar dacă suntem la capitolul cărți și articole, exact, haideți să dezvoltăm și acest și atunci m-am gândit că o revistă națională în domeniul da? Gazelor naturale e binevenită. Ar fi binevenită. Și lucrul acesta, într-adevăr, a fost acceptat de către decidenții din acea vreme. Am obținut toate formalitățile de rigoare și așa au apărut primele numere ale Revistei Naționale de Gaze Naturale. Și spre regretul meu, deși avem toate condițiile acum în companie, n-am mai publicat de vreo 2 ani de zile niciun număr al revistei. Chiar și bani aveți. Cred că n-ar fi o problemă ca să scoatem ca înainte
400-500 de exemplare. Da. Dar cred că timpul nu... E greu să-mi fac timp. Și am colegi foarte, foarte dedicați. Am văzut. Da. Probabil că o să ne mobilizăm mai mult după emisiunea. Poate și această provocare a mea va deveni un imbold. Da, vom continua cu această bucura. Revistă. Apropo de revistă, a scris foarte multe articole, dar văd că aveți și niște cărți. Acum trecem la cealaltă caschetă, de profesor universitar. Sigur. Spuneți-mi, atâta timp cât sunteți la RomGaz, cum vi se adresează subalternii? Domnule profesor sau domnule director, domnule doctor? Fără ironii, totuși, vreau să vorbesc serios. Nu sunt foarte încântat când, deși n-aș avea de ce, îmi se spune la RomGaz domnule profesor, deși nu mă deranjează. Păi îmi spun, Dane... Am înțeles. Ce mai ține, domnule director, domnul Ștefănescu, deci nu am... Am înțeles. Nu am, să zic așa, o anumită pretenție în acest sens, mai ales că chestiunea este reciprocă, deci... Am înțeles că după amiază, deci după orele de program, da. După ora 16, da. Purtați o a doua caschetă de profesor. Da. Predați la licență și la masterat. Așa este. O să revin puțin la facultatea la care lucrați. De fapt, vorba de inginerie mecanică. Avea și un nume înainte. Hermann Oberth. Exact, dar să nu revenim asupra rachetelor, da? Facultatea de inginerie. Da, din Sibiu, din cadrul Universitetului Ceamblaga. Da? Dumneavoastră ați urcat demn. Toate treptele, la șef de lucrări asociat, conferențial, profesor universitar. Așa este, da. Și a trebuit să și scrieți, da? Sigur că da. Ce ați scris, domnule? Avem niște cărți. Păi niște cărți. Am scris niște cărți. O parte cărți. Dintre ele, da? Am scris niște cărți. Nu, a vrut să le arătați coperta întâi, fără modestie. Vă rog. Este... Arătați camerei, vă rog frumos, da? Această teorie și aplicații numerice. Am scris-o cu mare plăcere, de fapt, ca toate cărțile mele, sub formă de idei. Deci nu este un text ca în celelalte cărți. Am deci, înțeles, sub formă da? De idei și aplicații numerice în ingineria de zăcământ, curs pe care cu mare plăcere îl țin și astăzi. O formă a acestui curs îl predau, îl țin la școala doctorală de la Cracovia și, de fapt, citeza mea de doctorat s-a bazat pe ceea ce înseamnă ingineria de zăcământ. Da, am văzut din titlu că rezultat, da? E o primă ediție, da? Da, este o primă ediție, apoi... Arată frumos. Ce alte cărți? O să încep. Aceasta este o Biblie. Arătați, vă rog, coperta întâi. Da? Este o... La aceasta am lucrat, într-adevăr, cel puțin la partea grafică, împreună cu colegi de-ai mei, aproape vreo 9 luni de zile. Răspundiți-o puțin ca să se vadă, totuși. Este... Pe două coloane structurate, este da? Este o ediție bilingvă. Română-engleză, da? Română-engleză. Foarte greu se văd și aliniamentul, este către cameră, da? Da, albastru este textul aferent în limbii engleze, culoarea neagră este... Pare de potrivire a luat mult timp, știți? De asta am lucrat cu colegi de-ai mei dedicați suficient de mult. V-am spus luni de zile până am făcut acea potrivire ca ideea din limba română să coincidă cu ideea în limba engleză. Ca o enciclopedie am văzut și partea grafică. Este foarte frumos realizat. E prea mult. Ce tiraj a avut cartea? Cred că vreo 500 de exemplare. 500 de exemplare, da? Și, felicitări. Pentru că este în domeniul reabilitării zăcămintelor de gaze, curs pe care îl țin la facultate și este curs în numai la această facultate. E vorba de masterat aici, da? Nu. De aici predau și un modul de masterat, dar este și cursul de reabilitare a zăcămintelor. Pentru că este o disciplină de sinteză și complexă. Am intitulat cartea doar Introducere în reabilitare. Pentru că dacă aș fi spus reabilitare simplu, probabil că erau vreo 2 metri de... Da, o stivă, da? O stivă, da. Bun, eu vă felicit sincer. Și mai văd o lucrare acolo. Mai e încă una, varianta română a... Arătați-o, vă rog frumos, tot coperta. Varianta română a... E o carte care stă în picioare, domnule director, da? Da, stă în picioare. Vedeți, vă rog, da? Reabilitării zăcămintelor. Și sunteți, văd, remarc, unic autor. Da. Unic autor. Da. Știți că să există un coautor, trebuie să fie un autor. Unic autor. Cartea se adresează cui? Păi se adresează studenților. Studenților facultății de inginerie, facultății de aici, de la Ploiești, masteranzilor, doctoranzilor, sigur că da, și tuturor celor care doresc să-și upgradeze. Upgradeze, bine, mă feresc de... Mai sunt și altele? Ar mai fi ceva de adăugat? Mai sunt și alte. Da, dar din prezentarea pe care am încercat să vă...
realizez, ar mai fi ceva, am omis eu, cu scuzele de rigoare, ce ar mai fi demn de semnalat? Vă rog. Despre mine? Despre dumneavoastră. Eu cred că am spus deja foarte, foarte multe deja Nu, despre eu am vrut mine. non multa sed multum. Atunci, Non mult am sed multe. haideți atunci să navigăm, da? Da. Spuneam la începutul emisiunii de o colaborare între cele două universități. E vorba de Așa este. Lucian Blaga și Universitatea Petrol Gaze din Ploiești. Da. Afișez aici un panou cu rectorii IPG, IPGG, UPG Ploiești. Da. Și aș vrea să fac următoarea afirmație, să-mi spuneți dacă greșesc sau nu. Cu sprijinul Universității Petrol Gaze din Ploiești, la Universitatea Lucian Blaga, prin domnul da. Profesor, doctor inginer Nicolae Napoleon Antonescu, Așa. Care a fost rector în două mandate, 1996-2004, s-a înființat specializarea, mă refer la licență, da. Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor. Corect. Și masteratul, valorificarea gazelor naturale. Această colaborare, deci este corect, da? Este, această, absolut. Eu am da, rigoros. Citesc din documentele noastre, da, așa este. Adică ale Universității Petrol Gaze din Ploiești. Da. Colaborarea a continuat și cu noua conducere a UPG, mă refer la domnul rector Vlad Ulmanu, da. La fel, două mandate, deosebit, da. Care au dezvoltat cele două specializări. Și ca să finalizez, o altă formă de colaborare au fost cele trei conferințe Bici. Naționale, da. A 9-a, a 15-a și a 19-a, da, de mecanica ruperii. Da, domnule profesor, deci este corect până aici, da? Pe, domnul, corect. Pe domnul rector Vlad Ulmanu, deja l-am prezentat, am făcut o emisiune cu domnia sa, un mare profesor. Da, noi avem și o relație foarte bună. Pe domnul Nicolae Napoleon Antonescu, de asemenea, fel, îl mare. Cunosc foarte mult. La fel și un mare și profesor. Și acum aș vrea să prezint telespectatorilor câteva imagini pe care nu le-am prezentat niciodată, aș vrea puțin să le comentați. Da, este un moment deosebit pentru rectorul profesor Vlad Ulmanu când a primit titlul de doctor honoris causa a Universității Sibiene. Îl mai avem într-o ipostază aici, pe, da? Pe decanul Sofonia. Da, da, căruia îi transmitem multe da. Salutări. Eu personal îi mulțumesc pentru maniera în care a răspuns solicitării noastre. Un om deosebit, un ctitor de școală, da? De programe de învățământ. Și pentru că am vorbit la fel, și de domnul profesor Antonescu, la iată-l fel. Aici primind o diplomă excepțională, excepțională, o secundă, de honoris causa, să nu uităm, o secundă, să o mai rotim puțin, da? Da, 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 uitați așa, da? Să o punem în poziția asta. Da, perfect, da? Da, 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 primind diploma excepțională. Da, eram și eu prezent causa. Acolo, știu, 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 cu director, știu, da? Știu, și atunci ne-am cu diplomă, nu vă ascund, am luat modelul de pe această diplomă, n-am reușit să o realizăm la fel, dar mă uitam cu câtă ușurință citea rectorul, această diplomă era de specialitate, da? Da, da, domnul Ciocoi Pop, da, era un filozof, era, da? Da, un, și un latinist, un filozof și un, și da, un latinist filolog, de excepție, da? De excepție, așa da? Este. Da. Iată o altă imagine, tot cu domnul rector Antonescu, pe care îl salutăm de aici. Da, da, cu domnul Antonescu și cu domnul Sofonea. Dincolo este prorectorul Popreanu, ulterior rector. Rector, da, pe care la fel îl salutăm. Da, iar în sigur, dar iar în partea stângă, da. Așa, este cel al prorector Bogdan, profesorul Bogdan, am impresia că este. Da. Da. O ultimă imagine da, și ieșim da. Din universitatea dumneavoastră. Iată cei doi foști rectori ai UPG-ului cu actualul cu rector, da? Da, da, Ioan Bondrea. Da, da, a fost și domnia sa, domnul Bondrea, prodecan a Facultății de Inginerie, rector al Universității Lucian Blaga, cu care, sigur că personal avem o relație foarte, foarte bună, de altfel. Da. Domnule profesor, așa cum am anunțat și aș vrea să fim serioși, dumneavoastră sigur sunteți ardelean, tot ce începeți, terminați, îl vom evoca pe cel care v-a fost conducător și la licență l-ați avut, nu? Absolut, povestesc. Da? Domnul profesor universitar, doctor inginer și matematician. Și matematician Ion Crețu. Ion cum l-ați Crețu. Cunoscut pe domnul profesor Crețu? Primul e o poveste, într-adevăr, interesantă și lungă. Eu nu o cunosc.
Sincer? A început în anul 3, când eram student, și domnia sa ne preda cursul de hidraulică generală subterană. Foarte riguros și atunci. Avem o carte. V-aș ruga să o prezentați totuși, să câștigăm și puțin timp, da? Deci mare, Progregia, este da? Este una dintre multele cărți ale profesorului Crețu. Cartea aceasta este cartea care, de fapt, reprezenta cursul domniei sale de hidraulică generală și subterană. Deci în anul 3 l-am cunoscut pe profesorul Crețu, am avut examen cu domnia sa. Mă bucur și acum când mă gândesc că am fost printre studenții nu foarte numeroși la vremea aceea care a promovat, a luat examenul din prima dată la profesorul Crețu. Era un examen greu, examen de an, inclusiv cu lucrări de laborator. Da. Apoi am continuat colaborarea cu domnul Crețu la cercul aplicativ studențesc din anul 4 și 5, dânsul coordonai. Unde nu toți se înghesuiau să meargă la aceste cercuri, nu, da? Nu, nu, da, așa. Și în anul 5 am avut lucrarea de diplomă, proiect de diplomă, la profesorul Crețu. Care a fost un semnal pentru teza de doctorat. Nu mă gândeam atunci, atunci, pentru că erau alte vremuri, era o problemă cu doctorandura, nu eram nicio foarte pregătit. După 90, într-adevăr, profesorul Trifan, Cornel Trifan, cu care am luat legătura și eram în relații foarte bune cu domnia sa, i-am spus de ce vreau să fac și a zis, păi, pentru stilul tău, firea ta de a fi, cred că profesorul Crețu este cel mai indicat. Am înțeles. M-a recunoscut profesorul Crețu. Da? Da. Chiar m-a felicitat. Asta e foarte bine, da? Da. Și în toamnă, se întâmpla în 91, am susținut examenul, colobiul, era pe vremea aceea, și a devenit unul dintre doctoranții profesorului Crețu. Din respect pentru domnul profesor și pentru telespectatori, am aici două volume, Hidraulica zăcămintelor de hidrocarburi. Da, sunt două volume de aplicații numerice pe care eu... Vor să arătați camerei, da? Pe care le-am, mai ales acest prim volum, l-am răsfoit și răsfoit și m-am inspirat dintr-o serie de aplicații numerice pe care le-am realizat și eu cu datele mele din șantier. Deci... lucrări într-adevăr de mare valoare. Văd că mai aveți o carte. Modelarea numerică a mișcării frigorilor mediporoase. Crețu, singur autor. Da, singur autor. Este o carte din care... De primul raft al oricărei biblioteci de specialitate. Și este cartea care, de specialitate, care oferă suportul teoretic, stimate domnule profesor, în a elabora softul profesional. Deci suportul matematic, suportul teoretic. Deci partea de modelare, deci este... Deci domnul Crețu era, vă spun, avea așa o simpatie deosebită față de fenomenul matematic chiar o finețe, și față de modelarea matematică. Cunosc foarte bine această carte deosebit de interesantă, de altfel. Transportul fluidelor prin conducte. Da, aplicații și probleme. Cunosc această carte, deși n-am studiat-o în mare profunzime, pentru că este o carte dedicată transportului fluidelor prin conducte. Eu eram și sunt specializat în mișcarea fluidelor prin medii poros permeabile, dar este fără doar și poate... Crețu și Alexandru Soare, se înțelegeau? Da. Se înțelegeau. Aici ca autor, da. Se înțelegeau. Doi profesori foarte dragi mie, mai ales că profesorul Soare mi-a fost unul dintre mentorii mei spirituali, fiind în comisia de doctorat. Da, am făcut o emisiune, Dumnezeu să-l ierte, da? Un om deosebit, profesorul Soare, într-adevăr, un mare, mare specialist în cercetarea hidrodinamică a sondelor de gaze. Un mare, mare specialist, profesorul Soare. Și-am lăsat la urmă. Da. Ați insistat să aduc ingineria zăcămintelor de hidrocarburi? Această carte de referință. O carte de referință. Stați un pic, o să deschid eventual. Da, rog, regia. Nu cred că este invers. Da, este invers. Vedeți? Da, deci aceea e poziția de funcționare. Este o carte care, într-adevăr, merită să fie. Ingineria zăcămintelor de hidrocarburi. Este volumul 1. Volumul 1, da. Profesorii de atunci, despre fiecare... Se poate face emisiune. Se poate face. Este domnul Beca, se face o emisiune. Despre domnul Sare am făcut o emisiune. Da, este o carte realmente de referință în domeniul nostru specialitate, unde profesorul Crețu apare cu o parte. În această carte apare cu un capitol consistent renumitul doctor geolog Constantin Beca, de care am vorbit noi astăzi și nu mai, renumitul geofizician Alexandru Babskov, tot așa plecat dintre noi, renumiții profesor Manolescu și Olga Soare, profesor Iată, profesor, da? Pe
pe Olga Soareda. Dar, am vorbit despre soțul doamnei profesoare. Deci profesor de calibru în fizicochimia zăcămintelor. Și, într-adevăr, este o carte cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului, de inginerie a zăcămintelor. Dar ca de referință. Sigur că sunt emoționante aceste reveniri. Da, mai da. Răsfoiți acum aceste cărți? Se mai întâmplă? Sigur că da. Deci le răsfoiți, da? Sigur că da. Da? Da. Haideți să trecem la câteva, da. Mă bucur mult, să trecem la câteva imagini, domnule profesor. Da, profesorul Crețu la un eveniment de al nostru, organizat în Ardeal, la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Văd și colegi de-ai mei pe fundal. Am înțeles. Profesorul Crețu. Mai avem o imagine. Profesorul Crețu a fost invitat ca și vorbitor atunci la acest eveniment. Mai avem o imagine, domnule profesor? Da. Profesorul Crețu alături de prodecanul Petrescu la centrul nostru de instruire și recuperare de la Bazna. Dar avem o locație foarte, foarte bine pusă la punct, într-un cadru natural deosebit, permitele băi termale la Bazna. O să vedem, o să vedem. Avem aici o poză de grup, mă folosesc de acest prilej pentru a-i mulțumi domnului Mihai Ionescu, un asistent, un colaborator, acum este conferențiar, fost asistent deosebit, care ne-a pus la dispoziție câteva imagini din folderul Ion Crețu. Da, da. Îl salutăm pe această ocazie. Mihai Ionescu a fost șeful de promoție al nostru și a fost foarte apropiat de profesorul Crețu. Profesorul Crețu ținea foarte mult la Mihai. Eu am și niște amintiri chiar interesante cu Mihai Ionescu, de asta mai hazi, dar nu avem timp să ne povestim. Nu avem timp acum. Eu aș vrea să ne îndreptăm puțin și către membrii familiei domnului profesor, Să spunem că doamna... Pe doamna am cunoscut-o... Elena, am cunoscut-o destul de bine pe doamna. Împreună cu noi e mic cu fica și cu nepoții, știu că sunt stabiliți în Franța, nu departe de Nantes, după cunoștința mea. Asta nu mai știu. Tare mult m-aș bucura să vad această emisiune, sigur că YouTube... Reușim. Poate că vom reuși. Cred că Mihai Ionescu... Da, îi salutăm pe toți. Iată, în sfârșitul altă ipostază a domnului Crețu. Era un mare pasionat al muntelui. Al muntelui, al sportului, al schiului. Da. Țin minte că eram doctorand și când rămânea în Ploiești, nu mai mergeam la București, fiind prorector, de multe ori ne plimbam pe jos, de la institut, mergeam până aproape de pod cu domnia sa și povesteam de una și de alta. Aș vrea acum, pentru că ne apropiem, din păcate, de sfârșit, o mică sinteză, după care să încercăm împreună câteva cuvinte de suflet. Inginer și matematician în egală măsură. A terminat și facultatea de matematică-mecanică la București, 1969. Eminent dascăl. Hidraulică generală, subterană, simularea numerică a zăcămintelor de hidrocarburi, timp de peste 50 de ani. Așa este. Doctor în științe tehnice. Specialitatea ingineria zăcămintelor de petrol la IPGG București. Și conducător de doctorat din 1976. Mi-am notat eu 17 din 35. A scris monografii, articole de specialitate. Pentru vocația deosebită a dialogului, pentru profesionalismul și virtuțile sale pedagogice, i s-au încredințat de-a lungul carierei numeroase funcții. Șef catedră, prodecan și decan al Facultății de Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor Petrol și Gaze, prorector al Universității Petrol Gaze în două mandate, director al Școlii de Înalte Studii Academice Post-Universitare cu pledare în limbă engleză. Da, era ceva deosebit. În perioada septembrie 1968, septembrie 99, a efectuat scurte vizite de documentare în instituții academice sau de cercetare științifică de prestigiu. De asemenea, a coordonat un proiect Tempus, membru al Asociației Internaționale de Cercetări Hidraulice cu sediul la Delft, Olanda. Ați fost la Delft? Am fost la Delft. Albastru de Delft, albastru de Voronez. Comitetul Național Român al Congreselor Mondiale al Petrolului și, în sfârșit, membru în Consiliul Științific al Ministerului Geologiei. Foarte bun familist. Da. Am prezentat familia. Dacă mai trăia profesorul Ion Crețu, Ionica al meu, după cum l-a alintat soția, ar fi împlinit anul acesta, mai precis pe 13 august 2015, de două ori 41 de ani. A trăit demn 76 de ani. Așa este. Domnule profesor, domnule director, eu mi-am permis să fac finalul acestei emisiuni, dar numai cu dumneavoastră, rostind câteva cuvinte de suflet. M-am și inspirat
din Revista Națională de Gaze Naturale, pe care am apreciat-o foarte mult, unde foști studenți, Da. cadre colegi, cadre Așa este. didactice, au adresat câteva cuvinte simțitoare. Iată această pagină, in memoriam, profesor universitar, doctor inginer Ion Crețu, dânsul a plecat dintre noi în 2009. În 2009 și văd că revista, iată, Da, deja i-a așa este, pregătit un da. memoriam în 2009. Câteva cuvinte de suflet, pe care să le punem cap la cap, perfecționist. E adevărat. Remarcabil dascăl. Da, preda impecabil. Pentru foștii lui studenți a fost întotdeauna ceea ce trebuie să fie un adevărat profesor. Așa Un este. răspuns sau un ghid pentru a reuși să găsești o carte. Foarte prestant. Deși nu arăta, purta cu el o duioșie aparte. Model de profesor și om. Așa e. Suspicios. În măsura rezonabilului, să zic așa. Inteligent, o minte deschisă. Foarte, da, O fără discuție. inepuizabilă putere de De muncă. muncă, da. Riguros. Foarte, excesiv. Suspect, da? De În riguros. relațiile cu colaboratorii, îmi aparține acest atribut, Da. păstra întotdeauna o distanță amabilă. Așa este. Meticulos. Autoritar. La examen era foarte generos cu fetele, le ajuta. Și cu băieții, nu? N-aș putea spune că era foarte generos cu fetele. Să știți că, apropo de examen, dacă îmi puteți 2-3 secunde, Vă rog. cursul lui și examenul domniei sale era un examen greu. Te întreba foarte, foarte cinstit după ce. Ecuații A, diferențiale, tot, bineînțeles, deci da. matematica era la acasă. După ce îți vedeai subiectele pe bilet, ai nevoie să te documentezi? Da, domn profesor, bun, te rog, deci automat te uiteai în cursul tău, în aplicațiile tale, te uitai un minut, două, trei, până îți aduceai aminte, pe care mergeai și îți pregăteai subiectul, cât și îți venea rândul la tablă ca să-ți expui subiectul. Nu era profesorul care la prima potignire îți spune la revedere, ne vedem data viitoare. Nu. Îți acorda șanse, îți acorda șanse, făcea o evaluare obiectivă și laborator, și prezență, și prestația la tablă. Ceea ce nu este deloc puțin. Deci un examen la domnia sa dura în ziua respectivă cu o grupă de studenți de dimineața până spre după amiază. Mi-am mai notat eu două atribute, dacă Vă vreți să rog. completați. Da. Uneori cam sucit. Mă face să... Este părerea mea, eu am călătorit cu dânsul o săptămână și cu profesorul Ionuț Lambrescu în Anglia Așa, da. și revenea de multe ori asupra deciziilor. Era șeful delegației noastre de Da, e trei. adevărat, Am dar fost la Nottingham. îi plăcea să se consulte. Da? N-ar fi bine să facem așa. Nu, n-ar fi bine să facem... Dar nu de complezență, nu? Depinde, da? Așa, depinde. Acum aș putea să spun, la vârsta mea, Vă rog. vis-a-vis de această sucire a domniei sale. Da, câteodată era sucit. Dar, cum să spun... Dar nu era ca virgulă cănuță om A, nu sucit, era nu? cănuță om sucit. Da? Nu, Nu nu, era nu, chiar așa, nu, da? nu. Da, poate e un termen cam dur la adresa domniei sale, da. Nu, Da. n-am vrut să Nu, jignesc pe nu, nimeni. nu, 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 Era nu. răbdător, chiar suspect de răbdător, da? Era, Și în sfârșit știa să se însingureze, dar nu era un însingurat. da. Așa Făcea este. primul pas și ceilalți veneau după dânsul. Da, Mai vreți da. să mai adăugați ceva la aceste cuvinte de suflet? Fără doar și poate era un profesor care, nu numai pentru mine, pentru multe, multe generații, era omul care impunea un respect deosebit. Și, într-adevăr, cum spuneați, aveai senzația că este mai rece, dar nu e adevărat. Era un om care, de fapt, ardea înăuntru domniei sale, Avea o deosebit de intens. duioșie de Da. multe ori, Da. îl trăda în foarte Deci, multe situații. relațiile, ca și Plus zâmbetul adresabilitate, dânsului era zâmbet, un da, zâmbet exact, da. original. Domnule director, domnule profesor, am terminat emisiunea. Prima noastră emisiune. M-aș bucura sincer, unu, să pot răspunde și trebuie să răspund invitației de a veni sur place, deci la Vă dumneavoastră, așteptăm cu mare drag. și de asemenea, dacă nu cer prea mult, poate realizăm împreună cu colegii dumneavoastră, cu elementele de decizie, Exact. cu domnul director general, cu colegii de la Universitatea Lucian Blaga, un ciclu de câteva emisiuni, așa cum Sigur că da. am procedat și cu colegii mei, cei care au fost rectorii Institutului de Petrol, Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Sigur. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, își ia la revedere, stimați telespectatori, mulțumindu-vă pentru fidelitate, vă dau întâlnire săptămâna viitoare
La ultima emissione din ciclu Rectorii IPG, IPGG București, IPG Ploiești, UPG din Ploiești, avându-i invitați, evident, pe rectorul Pascu Mihai Coloja și pe fostul rector, longeviv, 13 ani, profesor universitar, rector onorific, Stelian Dumitrescu. Bună seara!